Iată-ne din nou la Atelier de Sănătate și alături de noi se află cel de-al doilea invitat al acestei ediții, doamna Anca Alungulesei, terapeut în nutriție și creator al Psihodietei. Bună ziua, mulțumim că sunteți alături de noi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vorbim despre organism care trebuie să devină o mașinărie de ardere a grăsimilor, evident atunci când vrem să ajungem la o greutate ideală. Sigur. Cum arde însă organismul grăsimile, când preferă el acest combustibil și când preferă alte tipuri de combustibil, glucide, proteine? Mulțumesc tare mult pentru întrebare, însă pentru a ajunge acolo ar fi mai potrivit să oferim un pic de context al procesului de slăbire, pentru că de multe ori se face această confuzie și ne punem în intenție să slăbim, să ne subțiem, să ajungem la o greutate optimă și nu avem în vedere că până a ajunge acolo sunt niște pași foarte clari pe care trebuie să-i facem ca acest proces să fie sustenabil și pe termen lung pentru totdeauna, dacă se poate, dacă nu vrem să fim într-o permanentă cură de slăbire. Și mi-a plăcut foarte mult materialul anterior în care învățăm de ce ne bate inima în prezența persoanei iubite și ce rol are iubirea în acest proces. Și vreau să spun că în dietă se întâmplă exact la fel. Începe inima să ne bată foarte tare și cocktailul acesta hormonal funcționează în organism, dar nu din iubire, ci din frică. Pentru că teama de dietă este o teamă pe care o avem cu toții la nivel de ADN și atunci când o persoană știe că urmează să intre la dietă, începe cortizolul să crească, începe serotonina să scadă pentru că nivelul de plăcere este foarte scăzut, nu se mai liberează foarte multă dopamină și endorfine și atunci din start procesul este un eșec. Acum, pentru a ajunge și a conduce corpul în acest proces în care el are această flexibilitate metabolică și se poate transforma într-un adevărat arzător de grăsimi sau un arzător al surplusului de grăsime, e nevoie să înțelegem aceste aspecte și să punem accent pe ele. În ceea ce privește transformarea concretă a corpului în acest arzător de grăsimi, el are capacitatea naturală. Ce trebuie să facem noi este doar să oferim contextul. Adică să-i pun la dispoziție acele tipuri de alimente sau acele categorii alimentare prin care el poate deveni un arzător de grăsimi. Și aici avem în discuție două aspecte. Corpul nostru funcționează exact ca o mașină care are nevoie de un combustibil, dar avem un corp atât de sofisticat și un creier pe măsură, încât avem două surse de energie. Sursa principală de energie este glucoza, da? Cu toții ne naștem cu această abilitate, dar mai avem și o altă sursă de energie alternativă, ca și cum aș avea o mașină hibrid, și aceea este propria grăsime. Însă eu nu voi ajunge sau corpul meu nu va avea niciodată oportunitatea și ocazia să ajungă să ardă surplusul de grăsime ca și sursă de combustibil dacă nu fac un lucru. Și acesta este să fiu atentă sau atent la cantitatea de carbohidrați pe care eu aduc zilnic în alimentație. Sunt foarte multe persoane care iarăși fac aici o confuzie și spun așa, eu nu mănânc dulciuri deloc, în schimb consumă foarte mult paste făinoase, fructe foarte dulci, da, pâine, sărățele, covrigei și așa mai departe, inclusiv legume, toate acestea sunt cantitate de carbohidrați. Și atunci trebuie să găsim acest echilibru în care să reducem la minim, nu neapărat să excludem pentru totdeauna, dar să reducem la minim ingestia zilnică de carbohidrați care se transformă în glucoză, ca să-i ofer corpului contextul să ajungă la surplusul meu de grăsime și să înceapă să funcționeze din această sursă de energie. Ce vom observa într-un timp foarte scurt este că nivelul meu de energie ca și organism va crește, voi avea parte de claritate mentală și evident că tot acest cocktail hormonal va funcționa diferit de cum funcționa înainte și mă voi simți mult mai motivată să fac aceste alegeri alimentare, mult mai hotărâtă să îmi respect aceste decizii care au legătură cu sănătatea și evident și cu greutatea. Deci este vorba în principal despre dietă. Ce se întâmplă în cazul efortului fizic? Cum influențează? Cum arde organismul? Deci din punct de vedere nutrițional, ca și strategie nutrițională, acesta este lucru pe care eu trebuie să-l am în vedere. Să scad cantitatea de carbohidrați. Dacă consum în continuare carbohidrați, să aduc carbohidrați de calitate, da, care mi oferă energie pe termen lung. Și aici mai e un aspect de nuanță foarte foarte important să am în vedere o altă categorie alimentară pe care, din păcate, foarte multe persoane o ignoră, și anume grăsimi sănătoase bogate în omega-3. Toată lumea fuge de grăsime pentru că s-a inoculat așa în conștiința colectivă că grăsimea alimentară este egal grăsimea de pe mine. Ori nu este adevărat. Este adevărat că grăsimile sunt de mai multe tipuri, dar dacă eu mă asigur că zilnic aduc grăsimi sănătoase bogate în omega-3 în organismul meu, în felul acesta mă asigur că nivelul inflamatoriu al corpului meu este scăzut sau pot să reglez nivelul inflamațiilor. Și cu ce mă ajută grăsimile în momentul în care scad cantitatea de carbohidrați este inducerea senzației de sațietate, iar sațietatea este un factor decisiv în a respecta niște reguli alimentare și majoritatea oamenilor care sunt la dietă renunță tocmai pentru că au senzația că fac foamea tot timpul sau că nu se satură, deci avem nevoie de grăsimi zilnic în farfurie și mai au o putere magică și anume reduc intensitatea poftelor de dulce. Și atunci dacă tu te confrunți deja cu o poftă de dulce sau cu sursa aceasta a mâncatului compulsiv, ai senzația că nu te saturi și tu simți nevoia să supraalimentezi, aducând zilnic grăsimi sănătoase bogate în omega-3, adică avocado, semințe, nuci, deci surse naturale, vegetale, în felul acesta reușești să echilibrezi din punct de vedere intern poftele care pot apărea, senzația de sațietate, adică toate acele mecanisme care ne forțează să mâncăm de cele mai multe ori. Există însă și situații în care acest tip de dietă cu o reducere a carbohidraților și, să zicem, aport de alte surse de energie sănătoase, cum ar fi aceste grăsimi, este contraindicată. Vă dau exemplu pacienților cu diabet, care sunt de uneori, de multe ori și supraponderali. Cum se întâmplă acest lucru în cazul lor? Cum se pune în aplicare o astfel de dietă în cazul în care ei au un consum obligatoriu de carbohidrați pe parcursul zilei? Sigur, dar au un consum obligatoriu controlat din anumite surse de carbohidrați. Deci dacă e să ne uităm la carbohidrați, nu-i punem pe toți în aceeași pălărie, pentru că nu se comportă la fel în organism. Un pacient care are diagnostic deja de diabet sau chiar prediabet, în primul rând, prima recomandare medicală este să excludă la minim, dacă este posibil, zahărul alb rafinat, deci de dulciuri pe bază de zahăr alb rafinat nu se mai poate pune vorba, da? Pâinea ar trebui redusă la maxim sau chiar exclusă, cartoful, da? Care este un amidon care se transformă tot în zahăr până la urmă în organism. Deci aceste alimente, practic, sunt mai puțin recomandate, indiferent că vorbim de diabet sau de o persoană care nu are această afecțiune. Deci dacă nu vrem neapărat să ajungem acolo, ar trebui să prevenim un pic, pentru că avem toate instrumentele necesare să facem acest lucru. Iar dacă introduci și surse de grăsimi sănătoase bogate în omega-3, cu siguranță oferă o calitate în plus vieții tale. Da? Dar mă întrebai mai devreme de sport și n-am reușit să ating acest subiect. Da, dacă joacă și sportul un rol în acest subiect. Atunci când vorbim de sport și legăm ideea de sport de principiul slăbirii, lucrurile se cam bat cap în cap. De ce? Pentru că în momentul în care tu decizi și hotărăști că ai o problemă de greutate, dar mai mult decât atât ai chiar o problemă de sănătate care decurge dintr-o problemă de greutate, e nevoie să treci la acțiune. Și atunci căile pe care toată lumea le cunoaște sunt dieta și sportul. Deci sportul în sală de obicei. Și s-a creat această combinație și cumva credem, sau foarte multă lume a ajuns să creadă că dacă nu fac sport, deși mănânc sănătos, nu am cum să slăbesc. Ori nu este adevărat. Însă, în momentul în care tu îți cunoști foarte bine corpul și treci prin această, profiți de această flexibilitate metabolică a propriului tău corp, iar corpul tău trece pe sursa alternativă de ardere, grăsimi proprii, ca să-ți dea energie și în același timp tu să te subțiezi, aici vine partea de contraindicații cu sportul intens în sală. De ce? Pentru că din punct de vedere al musculaturii, tu nu mai ai acel nivel de glicogen în mușchi care să susțină un efort intens la sală. Vorbim de efort intens, să mergi de 3-4 ori, să tragi de greutăți sau alte lucruri care se fac. Și atunci se ajunge la acea ardere a proteinelor din mușchi. Exact. Și atunci, ce se recomandă? În schimb, evident că nu se recomandă statul pe canapea non-stop și uitatul la televizor, se recomandă mișcare non-intenționată. Mișcarea non-intenționată este, iarăși, face parte din ADN-ul nostru, să ne reamintim faptul că acum 100, 200 de ani, 1000 de ani, oamenii nu plecau de acasă să facă sport, ci plecau de acasă să muncească fizic. Și atunci tot timpul aveau corpul în mișcare. Acest tip de mișcare non-intenționată, care nu pune neapărat presiune pe mușchi, adică nu te lasă cu febră musculară, este o mișcare mai blândă, dar studiile au demonstrat faptul că în timp ajungi să arzi mai multe calorii constant în felul acesta. De exemplu, mersul pe jos până... Absolut. Mersul pe jos, stație, în loc să luăm în mijloc urcatul de și coborâtul scărilor, parcatul mașinii mai departe de locul unde ai de mers, datul cu aspiratorul, cu mătura, cu toate activitățile acestea pe care oricum le facem, dacă ajungem să le facem un pic conștient și să știm că în momentul acela îmi pun corpul în mișcare, creierul procesează informația și rezultatele apar fără doar și poate. Iar ideea aceasta de sport, când vorbim de obezitate sau de o persoană supraponderală, din start este contraindicat. O persoană care are 100 de kilograme sau 30-40 peste greutatea lui medie, că tot s-a vorbit mai devreme de gonartroză, nu este recomandat să meargă în sală, să înceapă să facă anumite mișcări. Tocmai, exact. Facem bine într-un loc jos și facem rău după aia ușor, ușor să treacă către un tip de mișcare potrivită nevoilor lui, potrivit vârstei, sexului și așa mai departe, experiențe pe care o are în direcția aceasta. Am discutat mult despre ce trebuie să mâncăm. Este important și cum mâncăm și când mâncăm acele lucruri pe care trebuie să le mâncăm într-o dietă? Sigur că da. Asta de fapt face parte și ține de zona aceasta de organizare, de a avea clar o strategie, de a avea un stil. Atunci când vine vorba despre felul în care mâncăm, majoritatea, dacă stăm să ne gândim, nu avem niciun stil. Adică pe majoritatea dintre noi ne caracterizează stilul acesta haotic, mănânc când pot, când am timp, când mi se permite, eventual dacă sunt angajat undeva, există scuza aceasta că nu am timp să mănânc, că nu avem pauză de masă și atunci, de fapt, stilul este haotic. Și având acest stil haotic, n-ar trebui deloc să ne mire rezultatele pe cântar, pentru că corpul nostru, dragul de el, face tot ce poate. Deci are această abilitate de a procesa, eu chiar am o vorbă, numai pietre nu procesează, în rest cam procesează tot. Însă, în timp, pe termen mediu și lung, vom plăti nota de plată. Iar prima notă de plată plătită, de obicei, se vede și se reflectă într-o greutate corporală mai mare, într-un surplus de grăsime. Dar de aici încolo apar și alte ramificații, dezechilibre din punct de vedere al stării de sănătate. Iar starea de sănătate, cu cât amânăm să facem niște acțiuni concrete în direcția unui stil de viață cât mai echilibrat, starea de sănătate se deteriorează. Deci contează și când mâncăm, trebuie absolut, să fim disciplinați absolut, și cu orele de masă, pentru că... să mâncăm în liniște, exact, să exact. Ne luăm timpul Astea de a sta la masă. Astea deja sunt lucruri de finețe, dar da, toate contează. Primii pași sunt să ne uităm un pic și să înțelegem cum funcționează corpul, să am această disponibilitate, inclusiv de flexibilitate mentală și emoțională de care avem nevoie în susținerea acestui proces, că până la urmă sunt niște schimbări pe care le facem și dacă de aici sau de aici nu putem să susținem procesul, din start va fi un eșec, adică va fi doar o dietă pe care încep asta și o termin înainte de masa de revelion, că am încăput în rochie și după aia gata, mi-am luat eu grijă și revin la greutatea de dinainte. În încheiere, Anca, pentru că sunt atâtea surse de informații și citești de la lucruri fundamentate științific până la cele mai grozave trăznăi, în special în mediul online. Cum ne luăm informațiile dintr-un loc sigur, cui ne adresăm și cum trebuie să înțelegem această dietă ca pe un lucru personalizat care trebuie creat pentru fiecare dintre noi? Da, mulțumesc foarte pentru întrebare, este foarte valoroasă pentru că, da, există această capcană. Trăim într-o perioadă în care informația este peste tot, ceea ce nu e un lucru rău, este un lucru foarte bun pentru că avem multe surse de informare. Aici intervine capacitatea fiecărei persoane de a filtra informațiile, însă din experiență profesională aș putea spune că oamenii de cele mai multe ori rezonează în funcție de sistemul de valori pe care îl au și implicit sistemul de credințe. Și este foarte ușor de fiecare dată să te duci pe același drum pe care l-ai bătătorit poate de 10 ani, tot ții diete sau de 20 de ani și care ți se pare foarte familiar și la îndemână. Creierul nostru întotdeauna ne împinge către acel drum bătătorit și de multe ori ne vine greu și avem un grad al rezistenței foarte ridicat de a încerca lucruri noi. Este foarte bine să fim deschiși la informație care cumva iese din tipare, pentru că dacă eu ca persoană am o experiență în spate de 20 de ani de dietă, dietă. Și trăgând linie îmi dau seama de fapt că toată viața mea a fost despre dietă și eu încă nu mă aflu la greutatea aceea optimă pentru mine. Este clar că am făcut ceva greșit de-a lungul timpului. Trebuie să fac măcar acum să schimb ceva, exact. Și atunci toată partea asta de a susține mental și emoțional procesul, pentru că întotdeauna slăbirea nu începe în farfurie, ci începe în mintea ta. Acolo se dă ora exactă și acolo ar trebui să ne adresăm în primul rând. Iar apoi schimbările alimentare apar cu cea mai mare ușurință. Îți mulțumesc foarte mult, Anca, pentru toate aceste recomandări.